Jeanne Cucuruzac, 090249, Șervacă, județul Bălți, dosar secret, se deschide la 60 de ani. Așa, copilărie zbuciumată, anul 1956, scandal internațional la hotarul cu România, ziarele scriu un copil fură harboș de România trecând brutul călare pe cap. Dar sigur ce m-am încurcat, cu Jeanne trebuia cel puțin o camelă. Din arhiva școlară, Jeanne Cucuruzac, aptitudini scenice, prima apariție în scenă cu poezie Țiganul la furat. Ziarele scrie, în timpul recitalului, lărgindu-și gesturile, lovește cu degetul un copil în moalele capului. Sala râde, copilul plânge. Care-i deget, Jeanne? Care-i deget, ai mai mă merg, trăiește. Anul 1972, student, mult de citit, nu are timp. O, 4 septembrie 1976, o, își pierde independența, subsemnat Valentina Bujur. Ziarul Sovietskaya Moldavia scrie, Cucuruzac нашел себе жену по образу и духу своему. Tot în 1976, înrolat la Teatrul Vasile Alexandri din Bălți, al nouălea cucernic, doi morți, Iacu și Baioneta, doctor Părăvoit, grădina de Franța Bravo, bună înrolare, plagatar Năstisav Nesenie, un prodăguie cnișcu. Anul 1980 devine centrist, centrul la probă și îl înrolează la Teatrul Pușkin, ziarul Belceanca scrie mai apoi. Ca să-și verse o leacă amarul, unde îi spune la urmă pânzarul, du-te, du-te cu Dumnezeu, ai să vezi cu roluri la Chișinău. Dor, dor, dor. Teatru Pușkin, Băleanu, Rusu, Apostol Cupcea, Valeriu Cupcea, rolul lui Petru I, Chiș, gaz de seară scrie. Chișinău, gazetă de seară scrie. Cu atâta talent, cu atâta pietare, l-a jucat Jean pe Petru, pe Petru cel Mare, sala toată fierbea, sala toată turbada, el cum mai juca și juca și juca, chiar și după o oră, cum căzuse cortina, nu-l putea dezlipi de Ecaterina. Iar plăcătarul se s-a gnesenit în strădăvoie cnișcu, titlul pentru Petru I nu i-a dat, dar unii puțeam i-a dat. Anul 1990, în rol la Satiricus. Aici i-au dat. Titlul i-au dat, Petru Globul a purtat, la 50 l-au omageat, la 55 l-au omageat, cartea au publicat, azi tot alaiul, deci o să-i fac și 60, toate ziarele cu el în dosar n-au încăcut și Sandu Grecu le-a folosit pentru decor în spectacolul Scrisoare Pierdută. A fost scris un scria. Lumea toată îl admiră cât de bun e în satiră. Și în umor, și în tragedie, și în cinematografie. Și de toți aplaudat pentru tot ce a jucat, pentru voce de bărbat, pentru trupul lui mășcat. Bravo! Cine a fost așa și a găsit ce căuta. Închid dosarul. A se deschide la 70 de ani. Da, trei femei discutau, dintre care una și mama mea. Una spune că băiatul meu e ca de tare țară, din institut în institut, din institut în institut, Solcea. A doua spune și, da, meu e ca Lenin, din pușcărie în pușcărie, din pușcărie în pușcărie, la care maica spune, da, Valentina meu e ca Jeanne Cucuruzac, din teatru în teatru, din teatru.